Această companie este, la care acționar e omul de afaceri George Soros, este atacată constant de fundația lui George Soros. Avem de a face, iată, cu o situație care, repet, din punct de vedere al managementului unei companii, cred că e unică în România. Ea poate naște și a născut deja întrebări legate de diverse speculații pe burse și așa mai departe în Canada, unde e cotată, pentru care nu există informații certe în acest moment. Cum ați luat decizia să, dumneavoastră ca manager profesionist, să intrați în această afacere? Vi s-a părut ceva în neregulă în această poziție absolut unică pe piața românească? Sunt două întrebări într-o singură întrebare. Prima întrebare ar fi cum am intrat eu în acest proiect și cum a fost decizia, care a fost gândirea mea când am decis să fac pasul înspre acest proiect. Și a doua întrebare este despre implicarea lui George Soros și această aparentă contradicție între presupusa lui implicare în proiect și opoziția întreținută de către Fundația Soros România. Haideți să o luăm pe rând. Implicarea mea în proiect, eu am crescut în România, am avut chiar și am în continuare preocupări, chiar îmi place România și am fost în cluburi montane, am făcut trasee turistice pe munte, la 11 ani făceam Făgăraș, am făcut Ceahlău, deci știu țara asta foarte bine, Delta Dunării am făcut-o pe jos, știu mănăstirile din urmă, deci chiar sunt pasionat de țara asta și pentru mine am rămas în țară, am avut o carieră în câteva în domeniul economic, am început în Ministerul de Finanțe, în zona de consultanță, în Arthur Andersen, acolo am acționat mult în zona industriei românești, am reușit să cunosc toată sau mare parte din industria românească, am fost în UPC 7 ani, după care am decis că e momentul pentru un nou pas în cariera mea, am avut câteva oferte. A durat cam un an de zile, printre care și cea de la Roșia Montana. Evident, am plecat și eu de la percepția publică negativă, de la această avalanșă de lucruri și de percepții despre proiect. Am studiat un an de zile proiectul, înainte să decid să vin aici. Și, într-adevăr, am studiat foarte multe lucruri, nu numai aspectul opoziției din partea ONG-urilor sau a societății civile, ci am studiat mult. Am fost și în zonă, am stat de vorbă cu oamenii și după ce mi-am făcut temele și am studiat proiectul bucată cu bucată, am luat decizia că e o diferență foarte mare între percepția publică, ceea ce se știe în spațiu public despre acest proiect, și realitate. Și atunci am privit-o și ca o provocare. Mai ales am privit-o ca o provocare nu numai în contextul proiectului, ci în contextul industriei în general. Industria minieră în România este practic la pământ. România ca țară are un potențial foarte important de exploatare a resurselor naturale și atunci mi-am dat seama că acest proiect e o șansă nu numai pentru zone și pentru proiectul în sine, cât și pentru industrie și pentru noi ca țară în general. Și de aici a fost decizia mea personală de a mă implica în proiect. În ceea ce privește a doua întrebare, George Soros, eu nu pot să comentez în numele domnului George Soros, tot ceea ce pot să spun este referința la comunicatul dânsului din februarie 2009, în care spune foarte clar că dânsul nu are un interes financiar direct sau indirect în proiectul de la Roșia Montana. Nu deține acțiuni nici prin Newmont, nici prin altă indirect în acest proiect și că Fundația Soros România este independentă și are atribuțiuni și își face politica de activism civic în mod independent, el nu se amestecă în treburile fundației și având în vedere că el nu este acționar iar fundația independentă, el nu se pronunță, ceea ce solicită o soluție constructivă pentru acest proiect care să ia în considerare criticile opoziției.